ca să văd ce zice. Eu nu... Mama, eu mi-am luat o tărere la divorț, divorț. Veronica, stai un pic, asta nu mai vreau să de stricat o căsătorie e ușor. Da, eu nu mai vreau să mai trăiesc cu el. Strică, el vrea, poate doar să-ți facă un pic în ciudă. Tu de ce-i faci jocul? Nu mai vreau. Nu-l mai iubești? Nu mai vreau cu el. Nu-l mai iubești? Nu. De când? De seara. Nu, 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 nu se știe, că ea mai spus o dată că vrea să divorțeze. Hai să spunem drept, poți să fii sinceră? De când nu-l mai iubești? Doamna Mirela, mă lași un pic? Poate suntem noi aici și nu vrea să spun. Vrei să-i pleci tu un pic cu Emi și să vorbesc doar eu cu ea? Da. Unde te duci? Vedem noi. Ai treabă cu ea? Da. Dar nu-mi protocolul 2. Dar ce e acolo? Nu protocolul, nu, nu, nu. La protocolul 1 poți, la protocolul 2 nu poți. Da, la 1. Păi s-au întâmplat și acele atingeri. Emi, te duci tu un pic cu ei? Da, mă duc. A, am crezut că altul Emi. Nu, da, ai două Emi, amândouă. Cu Emily, eu vă arăt și cu puțin Emi. Ce frumos este la noi în spate. Așa, aici, încă o dată, este... Emil, Emi, răspunde-mi încă o dată, dacă ar fi ca unul dintre ei să-ți ceară, amândoi să-ți ceară să-i găzduiești, că nu pot sta împreună. Da, nu i-aș găzdui pe niciunul, Okay. Și m-aș lua du-te un pic cu Viorel. Da. Hai că, uite, merge și Emily cu voi. Viorel, ești cu Emily la pătrat, haide. Haideți. Două la pătrat. Hai că Viorel abia așteaptă, auzi că în protocol. Dar de ce în protocolul 2 ai tu hainele sau de ce? Nu, am eu certificatul și toate. Ce crezi că ți le ia? Eu știu ce mi-ai venit prin cap. Certificatul de naștere și buletinul. Dar de ce umbli cu ele? Lasă-le acasă. A, bine, cu buletinul trebuie să umbli. Da. Bun, hai să vorbim un pic. Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de... Doar pentru că îți faci un pic în ciudă cu dansatorul? Nu. Atunci? Hai. Nu pot să vă spui, vă spui după ce se termină emisiunea. Dar stai așa un pic. Ce s-a întâmplat sau de ce tu spui că nu-l mai iubești? De când nu-l mai iubești? Colegii știu de aici, așa, știi tot. Te-a agresat verbal? Trebuie să te descarci, Veronica. Se poartă urât cu tine? Atâta spunem, se poartă urât cu tine? De când a apărut Emi în viața lui? Nu a reușit să vorbească nici cu părinții Veronicai. Simți că se poartă urât cu tine, că așa se mai întâmplă de multe ori. Bărbații vin acasă, dacă cumva au găsit o altă, așa, vin acasă cu scandal, că trebuie să facă din orice. Că mâncarea nu-i bună, că nu mi-ai călcat cămașa. Aha, ceva, dar nu pot să văd. Bun, am înțeles. Deci o fi fost agresiv cu tine. Și tot îi reproșează că nu face curat, că nu face mâncare, că... care o deranjează. Și interzis să vorbească cu părinții ei acum. Te-a umilit? A spus să nu mai vorbești nimic cu părinții tăi? Am spus să nu mai vorbesc cu părinții mei, am spus că mă toacă. Dar de ce crezi că face asta? Dar a mai făcut asta și la un moment dat el spunea că a făcut doar așa, ca să vadă ce spui. Că de fapt el nu dorește să destrame familia, că aveți un copil împreună. Eu nu mai pot, doamna Mirela. De ce? Nu mai pot. Nu-l mai iubești? Nu mai iubești? Nu. Dar tu l-ai iubit vreodată pe Viorel? De acum când suntem aici? Vreodată. Adică 50% îl mai iubești? Și pe parte nu. Pe parte da și pe parte nu. Nu. Acum nu mai. Din deloc? Tot. Dar din ce cauză? Fiindcă el se joacă așa cu nervii tăi? Nu, știu eu de ce cauză. Are legătură, are legătură și cu doamna Ilinca? Nu. Și cu familia și cu faptul că nu te susține soacra și îți reproșează că și ea își dorește divorțul? Nu mai vreau. Te-au făcut într-un fel oaia neagră a familiei, cea mai... Eu nu mai sunt. Bunul primit în familia lor, nu mai... Da, dar ce să faci? Mai... Și tu singură ce ai să faci? Pentru că până acum tu, de bine de rău, aveai o casă, aveai o masă la el acasă. Aici ce faci? Cum te vei descurca? Mă descurc și singură. Te duci la părinții tăi? Și ei cât ori să te țină? Mai vede ce-i faci. Încă să-ți din muncă. Și copilul? Îi dau. Cui să-l dai, mă? Bani îi dau. Cui? Ai, dai bani. Și îl lași la doamna Ilinca? Da, că eu n-am posibilitate. Dar, Veronica, voi ați mai trecut prin astfel de certuri. Și după două, trei zile... S-a pus doamna Mirela, punct! Ai, eu mers odată, de două ori, de trei ori, gata! Uitați cum, uite cum dansează el, vrea să-ți facă în ciudă, uite, clar nu acum uite-l și pe el ce face. Deci, nu, e ciudare... asta e întocănie, deja, nu, exagerat. Nu, el acum apasă un pic butonul, a văzut că merge și, uite, apasă un pic butonul. După emisiunea de ieri s-au înțeles până la urmă, dar nu știu ce se întâmplă atunci când ajung acasă. El vrea liniște, ea vrea să vorbească cu el și începe iar să reproșeze, nu, pe el atâta, le enervează. Uite, te întreb atâta. Da. Te-a bruscat? Nu pot să vă spun. Mai atâta. Așa. Atâta te întreb. Detaliez. A fost agresiv cu tine verbal? A zis că vrea să... Te-a înjurat? Te-a amenințat? Spune. Spune lucrurile astea, că trebuie să știm. Am înțeles.
Dar voi, la voi așa merge relația. Eu văd că și nu tu pe el și el pe tine. Gata, acum, de ce te-ai săturat și ai pus punct? S-a pus punct. Până la ori și capăt. Știi că ața se mai rupe în două. Și la tine s-a rupt? Da, s-a rupt. Eu închin relația cu Viorel acum? Nu mai vreau. Te simți ținută în frâu, cenzurată? N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia? Nu te simți liberă? Nu-i place ce gătesc, nu... Nici apreciată nu te simți, măcar un pic. El nici nu vrea să vorbească cu ea, adică el preferă să o sune pe Emi. Ea merge într-o cameră, el ia-l în cealaltă și nici nu comunică cu ei. Au o problemă, dar nu știu cum să o rezolve. Da, dar nu sunteți voi primul și ultimul cuplu care trece prin astfel de gata, probleme. Doamna Mirela. Tu de ce vrei să renunți? Că voi puteți continua în stilul ăsta al vostru. Nu treceți pot, voi peste. Nu mai pot să trec peste. Acum hai să-ți mai spun ceva. Un bărbat care vine de la Blăgești, da? Ca Viorel. În momentul în care vede că e băgat un pic în seamă de o dansatoare ca Emi de la București, are și el așa, ia, uite, că el acum se întrece, zici că e un copil mic, zici că se alintă, dar nu mă interesează. Ea are și el impresia că îi crește stima de sine, hai bă, că nu sunt chiar așa de aruncat, hai bă, că nu sunt chiar așa de... Dar pe mine nu m-am interesat. Și crește lui un pic valoarea, stima de sine și el de asta poate face lucrul ăsta. Tu chiar îți imaginezi că el te-ar părăsi pe tine pentru Emi? Tu crezi că Emi ar sta cu Viorel? Eu nu mai vreau. A, deci orice ar fi, tu nu mai vrei. Nu. O lună de zile voi trebuie să stați în același apartament, care e mic. Ce faceți? În care poate mai gătiți împreună? Eu nu mai gătesc nimic împreună. Deci fiecare pentru el? E tu mănânci, gătești ce mănânci, el să-și gătească ce mănâncă? Da. Dar, mă, Emi, da, Emily, da, doamne, nu mai știu cum vă cheamă. Mă, Veronica. A chiar atât de supărată să fii? Tu ai mai făcut așa, gata, că ia-ți buletinul. Nu, acum ne-am luat decizia, doamna Mirela, mi-a luat decizia. Totuși ei se pot înțelege. Astăzi la prânz, Veronica zice, hai eu comand cartofi la cuptor, tu ia cartofi prăjiți, să împărțim. Adică există încă afecțiune. Nu. Vă mai pasă încă unul de celălalt? Nu cred că nu mai există sentimente între voi. Și, uite, vrei să-i spui lui Viorel când vine aici că tu ai luat decizia că tu nu-l mai iubești și că nu mai ești fericită cu el? Da, îi spui în față. Îi spui? Da. Hai, Viorele, vino încoace. El acum e un pic fericit, dar el e copil, se joacă. El n-a mai fost așa în situația în care să se simtă băgat în seamă de... Are o jucărie nouă. Are o jucărie, da. Nu. O aruncă imediat. Înțelegi? El tot la tine acasă vine, că cine-i gătește, cine-i spală. Mă rog, nu că tu te-ai pricepe foarte mult, da? Viorele, vezi că ești un pic... Vin ca la cununia civilă. Vezi că un pic... Liniștiți. Luați loc. S-au distrat, să știi. Vă mulțumesc. În protocol Viorel. Au dansat. Spuneți, doamna Mirela. Are ceva să-ți spună Veronica. Ia să vedem ce vrea. Viorele, eu de azi înainte nici mâncare n-o să mai fac și pasă o încheiet între noi. Bimi mi-a zis că nu-i face mâncare deloc. O, și ce dacă nu mai faci tu mâncare? Noi am văzut că au gătit împreună. Să vezi ce m-apuc eu de gătit. Doar el gătește. Să vezi ce m-apuc eu de gătit de acum. Bun, și ai mai spus ceva, că tu nu... Nu mai simt nimic pentru tine. Cum? Nu mai simt nimic pentru tine. Tu? Da, nu mai. Cu atât mai bine. Cum adică? Dacă nu mai simți nimic. Deci tu ce vei Viorele, face? Lasă un pic jos garda, că nu cred că ești chiar așa de fericit cum vrei să... Nu, doamna Mirela. Dar? Căderea o să fie dureros. Dacă iau hotărât așa să nu o să mai cumva să mai schimbi piste de o săptămână... Dar nu mă schimb, ți-am zis că eu decizia asta mi-am luat o să rămâne. Piste o săptămână, două, să se schimbi înapoi. Ce, nu mai primești dacă vrea să revină? Nu mai vreau. Ce să mai fac? Dar eu nici nu mai vreau să te mai văd. Da, dar interesul că mai e ceva la mijloc. Ce faci atunci? Ia dă și-mi explicație acum. Știi ce este la mijloc, nu? Știu, știi ce ai făcut așa seara, dar nu poți să spui. Nu, dar îmi spui ce este la ai mijloc. Fost, te-ai purtat urât cu ea, Viorel, ne-a zis. Te-ai purtat urât cu ea. Te-ai purtat urât cu ea? Nu, dar dacă vă spun eu, doamna Mirela, Mișoare, cum să zic în emisiune, ce o zis ea? Deci v-ați înjurat. Bun, hai că nu vreau să nu-mi spuneți ce ați spus, că dacă voi vă spargeți oarele unul în capul celuilalt, aici în emisiune nu avem voie să reproducem cuvinte jignitoare. Eu știu ce cuvânt au spus, dar nu pot să-l spun. Așa, bun. Vreau să te întreb, Viorel. Eu am întrebat-o ce face cu copilul și a zis că îl lasă la tine și ea îi trimite bani. De unde problema? A zis că mă duc să muncesc. Aici e toată siguranța. Utilizezi atât de incapabilă că nu știe să descurce. Păi vezi cum mă crede. Nu. Nu. Nu, că nu asta. Dar nu știu.